Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o barul, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Bun, prieteni, am revenit live cu castul. Avem cel mai bun meci pe care ni-l puteam dori vreodată în Star Ladder, cel mai bun meci din Dota la momentul actual. Refacerea finalei de la Internațional de anul ăsta, Alliance vs Navi, două echipe care au o ură așa între ele pentru ce s-a întâmplat la Internațional. Multă lume spunând că Navi meritau iară să iasă campioni. Erau foarte mult, într-un avantaj foarte mare. Se descurcau foarte bine până au venit câteva greșeli, câteva play-uri mari ale lui S4 pe pac. Au oprit niște TP-uri înspre bază și Navi au pierdut meciul acela pe degeaba, cum ar veni. Vine acum meciul ăsta, să vedem ce se va întâmpla. Au venit niște banuri interesante. Au trecut și Batrider, și eu, și Visage încă în pool poate fi ales. Au venit niște banuri mai ciudate, Lifestealer, Darkseer, Naga și Furion. Niște banuri de ce? Ok, ce se pare ciudat? Nu, sunt ok, dar în general se bana eu-ul, se bana Batrider, eroi care... De asta au și general, postare și dar acum. Știm că Navi sunt mari fani Darkseer și Lifestealer. Mai ales acum că sunt în formulă completă. Fanic joacă Darkseer foarte bine, a jucat și la Internațional foarte mult. La fel și Havos joacă foarte bine Lifestealer. În timp ce la Alliance știm... uite, Abaddon. Știm că AGM joacă Naga și Admiral Bulldog Furion. Deci, practic, au fost niște banuri targetate special la niște oameni și nu chiar respect bans, dar targetate, se vede că echipele se cunosc foarte bine și cunosc foarte bine strategia și practic se provoacă una pe cea să vină cu chestii noi, să aleagă lucruri interesante și uite că au ales Abaddon. Da, și Navi aici cred că au de demonstrat multe, cred că toți jucătorii de la Navi sunt foarte încordați acum să învingă cu orice pres, poate chiar și cu un pic așa mai ciudat, cu un sniper sau un slar, dar să demonstreze într-adevăr că a fost o greșeală, dar asta rămâne de văzut. Dacă Alliance și-au pierdut din formă, din ce au mai jucat în Star Ladder zilele astea, Alliance nu au arătat deloc rău, dar nici Navi nu au fost mai prejos. Ambele echipe au pierdut cu Power Rangers, o echipă din Belarus care nu e chiar așa printre primele echipe din Europa, dacă vreți. Ceea ce a fost ciudat. Navi acum o săptămână, Alliance acum vreo 3 zile, au pierdut cu Power Rangers, ceea ce arată o mică slăbiciune în cadrul echipelor. Mă rog, Navi atunci au jucat un Bloodseeker pe Dendi, a fost un pic cam ciudat. Da, dar, adevărat. Mă rog, niciun meci nu seamănă cu altul, nici o strategie nu seamănă cu alta. Până atunci avem Admiral Bulldog pe Lone Druid. Da, vedem din nou asta. N-am mai văzut de ceva vreme. Nu l-au mai lăsat să joace adversarii lui Alliance. Nu l-au mai lăsat să joace pe Lone Druid. Să vedem dacă nu și-a pierdut îndemânarea. Sperăm că nu și-a pierdut îndemânarea. La urma urmei vrem să vedem un meci frumos. Probabil s-a antrenat. Dacă și pe Lone Druid o să joace prost Bulldog, atunci ceva e neregulă cu lumea. E ciudat că au ales și ei de la Navi să baneze Furionul lui Bulldog și nu Lone Druidul său, fiindcă Bulldog a intrat în lumea Dotei jucând Lone Druid. Pentru cei care nu știu povestea lui Admiral Bulldog, să spunem aici pentru cei noi veniți pe stream și pentru cei care poate nu urmăresc de foarte mult timp scena asta competitivă. Dendi l-a descoperit pe Bulldog, se juca într-o zi niște pub-uri cu prietenii lui și l-a găsit pe Bulldog, a jucat cu el un match. Bulldog întâmplător juca Lone Druid atunci
Și Dandy a văzut că știe foarte bine ce face. Bulldog, desigur, nu era, nu făcea parte în nicio echipă, era așa un soi de popstar, dacă vrei, juca în high matchmaking și juca acolo cu cei mai buni. Și a văzut Dandy că are ceva potențial. L-a chemat de câteva ori să joace stand-in la Navi, a jucat de câteva ori pentru ei pe la începutul carierei, dacă vreți, și când s-a format, mă rog, pe vremea aia a fost echipa lui No Tidehunter, când era capitan Eternal Envy la Alliance, mă rog, o poveste mai lungă, au hotărât să-l ia pe Bulldog ca offlaner full-time și ușor, ușor a ajuns să fie poate unul din cei mai buni din lume, Admiral Bulldog pe offlane. Nu se descurcă el cu foarte mulți eroi, sau cel puțin nu a arătat că știe foarte mulți eroi. În general joacă Lone Druid, joacă Furion, mai joacă din când în când câte un Bounty Hunter și câte un Clockwork. L-am mai văzut, dacă am pe aici se oprește lista. Nu a încercat, nu prea l-am văzut să joace mai mult de atât. Nu zic că nu ar juca foarte bine, dar cu ăștia excelează și cel puțin pe Lone Druid și pe Furion. Este poate cel mai bun din lume pe eroii ăștia doi. Da, bine, Navi au arătat că se tem mai mult de split push, se tem de Furion ăla care poate să vină și să le ia barăcile atunci când ei nu sunt atenți. Probabil încă au rămas cu sechele de la finala de la The International și e normal, la urma urmei, că tot ziceai că Dandy l-a descoperit pe Admiral Bulldog. Acum, practic, nu știu, învăță celul lui, dacă vrei, l-a bătut și a luat $1,000,000 sau ceva de genul. Deci, na, nu e... Vezi, se întoarce roata. Asta e karma. Dacă vrei să faci ceva bun, o pățești după aia. Mă rog, hai, să nu fim chiar atât de... Cred că se bucură Dandy că l-a ajutat pe Bulldog să iasă la suprafață, să... A ajutat la descoperirea unui jucător nou atât de valoros pentru comunitate și un jucător iubit. Când face stream Admiral Bulldog, intră destul de mult să se uite. E un tip destul de haios și interesant. Se uită 80.000 de oameni la meciul ăsta, peste tot. Foarte mulți, nu la noi, evident. Foarte mulți pe streamul rusesc, acolo sunt 50.000, dar avem și noi vreo 17 care cotizează acolo. Să arătăm și noi românii că suntem aici în lumea Dotei. De asta am vrea și noi să crească Rodota ușor, ușor, să arătăm și noi că... Și românii joacă Dota, poate chiar mai mult ca rușii. Poate nu chiar mai mult ca rușii, dar destul de mult, că avem o comunitate destul de mare, destul de doritoare așa să iasă la suprafață și... Da, probabil dacă s-ar arăta mai mult interes, am avea poate noi și mai multe turnee și am reușit să aducem și Dota la un Dreamhack și nu numai LOL. Dar, mă rog, asta rămâne de văzut pe viitor, când o să avem noi 17.000 de viewers și nu 17, atunci poate o să stea și situația altfel la nivelul competitiv în România. Până una alta, să ne concentrăm la meci. Au banat Juggernaut cei de la Navi, deși, da, nu joacă Loda. Cu toate astea, nu știu, un ban destul de ciudat, adică nu vezi bana Juggernaut foarte des, evident direcționat direct spre Alliance și spre strategia lor. Keeper of the Light, vedem pe Le, vedem pe Le, zi, repede. Black joacă destul de bine pe Le, dar nu știu dacă ăsta va fi picul de făcut acum. În special că au luat OD-ul cei de la Navi, atacul acela cu orbul al lui OD dă foarte mult damage iluziilor, deci ar putea să curețe destul de repede. O să-l pună pe Lone Druid mid, strategia Dandy, îl pun pe Lone Druid mid dacă stă OD mid, dacă nu, probabil o să stea Batrider mid, depinde foarte, momentan sunt foarte multe posibilități pentru amândouă echipele să facă diverse așezări pe hartă. Cred că se gândesc și ăla, în spate au luat un keeper și au zis, da, să luăm pe Leo acum, dar au văzut OD-ul și acum au intrat deja în reserve time. Bine, nu cred că e S4 într-o dificultate prea mare, cred că are mereu un plan B, dar între timp, să vedem, își lasă până pe ultima sută. Alchemist, n-au luat pe Leo, e adevărat. Un alt carry destul de bun. Un alt carry, da, jucat de chinezi la International toată ziua.
și toată noaptea. Nu l-am mai văzut de mult într-un meci, ce-i drept, pe Alchemist. Am căzut în disgrație, odată cu venirea altor carry, gen Troll sau, eu știu, Elder Titan, pentru cine joacă, Fnatic, de exemplu. Dar sunt mai old school Alliance în seara asta. Vor să arate strategia care au câștigat la The International, încă funcționează și după câteva luni, poate. Asta da, în cazul pentru, în care nu o să... Da. Pentru cei care au urmărit internaționalul, Alchemistul era cel mai ales erou în primele picuri, cel puțin chinezii mereu jucau Alchemist, îl luau ori suport, ori jucat mid pe rolul acela de inițiator cu un Shadowblade, ori jucat Harkeri, orice, oricând Alchemistul luat acolo, era bun el la ceva, găseau aici să facă ceva cu el. Aici probabil va fi jucat Harkeri, deja pe poziție de suport nu mai are loc. Poate jucat mid de S4, dar nu cred că vor face asta. Și vin ultimele două picuri aici, să vedem ce va fi ales. La Navi probabil, de cele mai multe ori Fnatic joacă pe Batrider, fiindcă îl joacă mai bine decât Dendy, să spunem, are un alt stil de joc Fnatic pe el și în general cam așa se repartizează, se duce Fnatic pe Batrider și joacă Dendy pe OD, probabil mid. Uite, troll, că tot vorbeam de troll. Da, un troll care a fost văzut de cele mai multe ori jucat mid, cel puțin de KP sau, mă rog, Rattlesnake International jucat mid. De data asta nu știu exact unde își va găsi rolul, dacă va sta mid sau dacă va sta pe tri-lane. Cred că depinde foarte aici mult de ce o să aleagă Lions, dacă o să aleagă un erou de mid acum, Magnus, de exemplu. Da, multe posibilități. Nu cred că putem să ne pronunțăm tocmai. Da, S4 a luat acolo Magnusul și Dendy pe altul Devourer, deci probabil asta va fi match-up-ul pe mid pe care îl vom vedea. Da, de ce nu? În cazul în care nu o să dea swap-uri cei de la Navi, știm că le place foarte tare, dar da, momentan pare că... Da, trolează de multe ori Dendy cu Havost acolo și își schimbă eroii. Momentan pare că asta va fi structura echipei, dar să nu ne pripim, avem timp să discutăm odată ce intră echipele în joc. Ce zici, iei tu pe Navi? Iau eu pe Navi, desigur. Ești mai fanboy, așa? Havos pe Troll Warlord se va duce aici pe Trailin să farmeze. Kurokai pe Abaddon support, Papi pe Enchantre, jucătorul de micro al celor de la Navi. Vine aici și niște fair play din partea celor de la Alliance, good luck, have fun, totul e în regulă. Dendy pe mid cu OD-ul și Fnatic se va duce pe offlane aici cu Batrider. Da, între timp Alliance s-au dus toți acolo, în afară desigur de Bulldog, s-au dus într-un trenuleț sus. S4 se va duce mid pe Magnus, Ake pe trademark-ul lui Keeper of the Light. EGM va juca suport Wisp, Black, Hard Carry, Alchemist și Bulldog, desigur, pe roul care ar trebui să-i poarte numele de acum încolo. Are și efectul ăla de la The International, cazanul în spate cu fum, normal că are ultimele seturi, tot ce e nou în materie de Lone Druid, la Shaminal Bulldog, dar s-a așezat acolo puțin așa mid. Să vedem, nu cred că o să rămână totuși mid. Vom vedea cum vor da, hotărâ să. Da, rămâne de văzut, s-au tot plimbat Alliance pe hartă, momentan nu s-au așezat. O să facă S4 bloc acolo și nu o să stea. Probabil stă doar la rună să vadă Bulldog care-i treaba acolo. A trimis deja ursul pe lane. E interesant de văzut aici faptul că Black are tagul LGD International. Au făcut schimbări cei de la LGD, au schimbat echipa cu totul și acum Black s-a dus acolo, pleacă în China cu ceilalți. Cred că a mai rămas Misery din fosta echipă, Paycat a rămas și se va muta pe poziția de mid. Va fi interesant de urmărit noul LGD International. Eu eram foarte, foarte încântat să-l văd și pe fostul, dar m-a cam dezamăgit ce au jucat la Internațional. A venit Taki aici să-l presteze pe Dendy mid. Are și un Illusion rune, deci poate să-i dea puțin damage. I-a și dat puțin damage, de fapt.
O să plece totuși, o să-i lase XP-ul lui S4. Da, o să fie interesant să vedem revenirea lui Magnus. Nu l-am mai văzut de mult într-un joc. Continuă să enerveze acolo pe luzile. A trimis o ursă totuși și papi. Prea mult îl chinuiți acolo, pe a venit și fanii pe mine. Da, și dacă era să revină cineva cu Magnus în joc, acela e S4, poate unul din cei mai buni Magnus, dacă vreți. Mereu nimerește RP-ul acela pe foarte mulți eroi. Se descurcă foarte bine cu Magnus, spre deosebire de Dendi, de exemplu, pe care nu l-am văzut mai niciodată să dea bine, să dea bine vrăjile. S4 aici. Să vină aici dacă nu-i făcea bloc papi cu ursa lui Dendi, cred că era destul de amis să-l omoare. Mă rog, scapă acolo S4 cu niște skill, să spunem. Nu a băgat încă în skewer, chiar nu e teamă de lane-ul ăsta. Dar nu e un lane foarte bun pentru el, dacă te gândești. Da, e destul de dependent de mana ca să farmeze. Bine, are și el nevoie de shockwave-ul ăla, are nevoie poate de un empower. Dacă o să continue Dendi să facă ceea ce face acum, să-i dea acolo Astral Imprisonment, îi fură și Intel-ul. A luat aici și un DD Dendi, probabil o să-și ia și battle-ul curând. Nu prea-l văd bine pe S4, pe mid. Să vedem la last hit-uri. Da, Dendi are 6 last hit-uri și 9 din aer, în timp ce S4 are 4 și 3. 10 din aer acum. Se simte și la level? Ia să vedem. Nu? Are chiar level 4. S-a dus după rună Dendi mai devreme și probabil, probabil de asta. Între timp s-a dus papi aici sus după ursul lui Admiral Bulldog și îl vor omorâ cei de la Navi aici. Foarte multă ură pentru urs. 300 gol pentru Havost. 300 gol pentru Havost, da. Și nu are summon acum Admiral Bulldog timp de 2 minute. E o lovitură destul de grea. A venit foarte bine papi prin spate. Mă gândeam că o să gancheze mid-ul papi în principiu, dar chestia asta a fost mai bună. Cred. A venit aici așa, chiar a dat-o un Illuminate. Încearcă să nu piardă turnul. Papi a luat aici foarte mult damage de la turn. Dacă vine un Illuminate aici pe papi, o să fie un first blood destul de trist. Aproape. Da, într-adevăr au început să pună presiune pe lane acolo Navi. Evident au un try lane, ar trebui să facă ce fac acum. Da, dar a venit Takeshi cu două Illuminate, a oprit tot push-ul și a luat destul de mult damage turnul și catapulta continuă să dea bucăți în el. Cam tristă situație și pentru Bulldog. Tocmai și-a terminat midasul aici și Black pe lane-ul de sus. Bine, l-am cam ignorat totuși pe Black, care conduce ca farm, are 25 de last hit-uri. A băgat și 3 puncte în Grievous Greed. Deci un last hit e practic dublu, triplu, mult, mult mai mult gold. Ca să nu spun triplu, vreo prostie. Da. Okay. Să nu spun vreo prostie, valorează mai mult decât, de exemplu, ce 28 de last hit-uri ale lui Black valorează mai mult decât ce 22 al lui Havost. Mult 23. Mai mult. Mult mai mult, dar nu triplu. Dar nu chiar triplu. Da, Black face ceea ce știe mai bine, farmează acolo de ies ochii din cap și cu siguranță o să fie bine de la un punct încolo, probabil o să înceapă să-i alerge pe cei de la Navi pe hartă. Dacă va juca la Shadowblade sau să vedem ce build va alege, sunt mai multe build-uri pe alchemist preferate. Fanix a stat în junglă de la începutul jocului. Are și el aici un level 4, 1100 gold. Dacă îl comparăm cu Bulldog, are ceva mai mult XP decât Bulldog. Are aproape 5 Fanix, Bulldog nu are nici 4. Să vedem aici dacă va lua turnul Havost. Se duce după Bulldog aici în față, foarte agresiv Havost. Mid între timp l-au prins pe S4 și cred că o să-l omoare totuși First Blood aici pentru Dendi. A venit mersi papi. Că mi-ai spus că altfel ratam și First Blood-ul ăsta. L-ai prins? E bine. A venit papi aici la A tank. Venit și cu un Wildkin și cu un Troll. L-a prins în plasă foarte bine acolo pe S4 și n-a mai avut ce să facă. Da, S4 și plasa. Mă rog. Și da, într-adevăr, mă așteptam să vină la un gank papi în curând pe
pe lane-ul ăsta. Bine, un first blood destul de târziu, aproape minutul 6. Dar... S-au văzut și mai târziu, deci... Bine, nu, nu zic că e foarte târziu, dar... A picat și un turn aici pentru cei de la Navi. Alchimistul are însă level 7 și 3 sferturi față de Avos, care are 6 și puțin. Deci Midasul acela se simte și l-a și depășit la farm destul de considerabil Black. Mă rog, Black unul din cei mai buni farmeri. Chiar e lucrul la care se pricepe Black. Ia să vedem aici cu centaurul Papi. Nu ratează stun-ul, însă nu știu dacă e îndeajuns să-l omoare pe S4. Nu vine are și Fanic mana. Aici ține slow. Și da, moare încă o dată S4, 0 cu 2 pe mid pentru S4. Nu e chiar începutul pe care și-l dorea, în special împotriva lui OD. Are buckler-ul, are 600 gold, o să termine destul de repede mecanismul. Și da, ei sunt nervoși cei de la Navi, chiar vor să bată aici. Au venit și cu sentry pe mid să scoată vision-ul celor de la Alliance. Însă nu a intrat încă în joc acest Black foarte farmat. Nici nu cred că o să intre în joc prea curând, mai ales că joacă la mid, dar joacă la farm. Nu știu dacă o să joace la un Shadowblade. Să vedem, nu pare a fi alchemistul ăla de middle game care se duce, ganchează și face kill-uri early. Pare a fi alchemistul de, eu știu, radianță, cuiras, mai știu eu ce vrea să facă. Dandy cu viață foarte mică, dar nu se teme foarte tare pentru că S4 nu prea are ce să-i facă. E și cu Rock aici să-i mai dea niște heal, să-i mai dea o armură dacă e nevoie, deci... Are și tranquil Dandy. Și rețeta de mecanism. Da, are și rețeta de headless. Mai are foarte puțin până la mecanism Dandy aici. 300 gol și va termina mecanism. Un mecanism destul de rapid și foarte, foarte bun pentru echipă. S-a dus S4 aici, mai stachează niște ancients. Da, între timp și Gem farmează un stack destul de mare de creep aici. Are nevoie de level 6 și cred că o să și facă destul de curând. Au presat aici ei de la Navi, vor și al doilea turn. Ne amintesc de Navi-ul de la primul internațional care se duceau la un early push, așa, deja în 15 minute luau primele 3 turnuri. Iată, e minut 8 și deja au luat tier 2. Vine aici Fanic prin copaci, o să-l prindă pe Ache, are deja și dagger Fanic. Nu se așteptau cei de la Lions și deja 3-0, 4-0, mai face OD-ul un kill pe Yola prins aici în pădure. Are și un DD Dandy pe el. A dat ultimata mai devreme pentru eu, aparent. Vine și mecanismul pentru Dandy și mai are și 900 gold. 4-0 și cred că nimeni nu se aștepta la o bătaie chiar atât de mare. Vine aici Papi foarte bine, dă un stun pe S4. Să vedem dacă va ieși aici sau din coace. Da, a fost un mic bug vizual. 5-0. La da. 5-0, S4 are 0 cu 3 pe mid și e deja problematic jocul. Încă nu a fost băgat în seamă alchimistul și poate cei de la Lion știu asta, i-au lăsat mai mult spațiu lui Black da, în nu ideea știu. Asta, dar... Poate așa, poate... Au multe de demonstrat Navi, vor răzbunare, deși poate nu o spun, pe față totul e fair play, frumos, dar sunt sigură că au fost foarte supărat, și obțin Dandy, știu cu siguranță că a fost foarte supărat și în interviul pe care l-a dat după finala de The International, pentru că au avut meciul în mână și l-au pierdut, dar da, asta e și ideea, pentru că Navi și execută foarte bine strategia. Ei n-au avut niciodată cu picurile pe care le-au acum în minte un să meargă în late game și să câștige meciul acolo. În schimb, Lions au nevoie de puțin farm pe Londrui, dau nevoie de puțin mai mult farm pe Alchemist. Ei se bazează pe late game și cu build-ul ăsta de Midas nu prea au ce să facă acum. Și asta e și ideea, de asta Navi probabil vor să termine meciul destul de rapid. L-au prins pe Papi aici. A sărit Fanic acolo cu un dagger, îl trage pe EGM aici pe deal și continuă să dea după el să-l omoare. 6-0 și... Ca la tenis. Deja vine un avantaj destul de mare pentru cei de la Navi. Mai moare aici odată ursul, nu știu dacă are, să vedem dacă are resummon bulldog. Are în 3 secunde, măcar o să aibă ursul în curând. Prins iară S4 băgat în pământ, stun Papi și S4 are un meci foarte greu. 0 cu 4, 7 la 0 pentru Navi.
Da, deci chiar nu cred că s-a aștepta nimeni la o bătaie chiar atât de mare, cel puțin până acum. Nu știm cum va continua, dar arată bine. Au un line-up oricum destul de bun de revenit cei de la Lions. Dacă va veni un RP mare și apoi un stun al lui Alchemist ca stat la maxim pe toți eroi, poate să se întâmple ceva destul de nasol pentru Navi, dar dacă ne uităm la niște grafice să vedem, 7500 gol diferență e imens pentru minutul 11, e chiar imens. Și la XP mai puțin, vreo 3000 și puțin, dar oricum la gold au luat-o mult în față cei de la Navi și... Da, probabil ar fost și mai mult dacă n-ar fi fost Midas pe Alchemist și tot farm-ul lui. A făcut Shadow Blade până la urmă. Cred că și-a dat seama Black și cei de la Lion și-au dat seama că Navi nu se joacă, nu vor să îi lase să farmeze, nu vor să meargă în late game cu match-ul ăsta. E și normal, de altfel. Și un smoke, cei de la Lion, să vedem dacă vor reuși ceva. Are RP-ul aici, S4. Și sunt destul de temători, așa, se duc înspre baza lor, nu înspre echipa celor de la Navi. E greu din punctul ăsta, e greu să revii. Vine aici Black, își dă Shadow Blade stun, dă o bucată lui Dendy să-l anunțe practic că va mânca bătaie și apoi vine kill-ul 7-1. Primul kill pentru cei de la Lions, veni cu un smoke, un Shadow Blade, dar își arată Shadow Blade-ul acolo Alchemistul și nu cred că se vor mai lăsa prinși cei de la Navi după faza asta. Acum că știu că acel Shadow Blade a fost farmat de Black și care are puterea asta de a iniția acum. Însă e un kill bun pentru cei de la Lions, ăsta așa începe revenirea, dacă vreți. Da, asta e ideea, că Lions parcă au revenit totuși pe calea cea bună. Și-au dat seama că nu pot să stea să farmeze, Navi nu o să-i lase, n-aveau de gând să lase meciul să ajungă în late game, deja mai iau doar două turnuri, Lions în picioare, minutul 13. E destul de tristă situația pe hartă pentru ei, Navi n-au pierdut niciun turn până acum. Nu cred că vor să pierdă totuși atât de repede. Și-au dat seama că trebuie să găsească kill-uri, trebuie să facă pick-off-uri. Nu trebuie să se bazeze pe un late game. Dar între timp Havost a făcut Da, eram cu camera pe el, te lăsa Roșanul lejer, da, nu. Avea un Alpha Wolf al lui Papi. Nu, al lui, nu? L-a luat el, l-a luat cu Dominatorul. Au demonstrat una din puterile lui Troll, dacă are pe un dominator poate să facă destul de ușor Roșanul Trollul destul de repede, destul de early game. Și într-adevăr, e un avantaj destul de mare să poți să faci Roșanul cu un singur erou și destul de repede, adică nu a durat foarte mult. A venit aici o inițiere pe IGM, a dat Fanic acolo plasa, a cules eu. Mă uitam pe mic, credeam că o să împingă, dar aparent i-au prins prin junglă cei de la Navi. 8-1, 2 satiri, centaur pentru Papi aici. Foarte mult damage de la satirii aceștia cu shockwave-urile acelea. I-a murit între timp unul. Caut aici bătaia cei de la Navi, se duc după ei, dar se dau în spate cei de la Lions, nu vor să se lupte chiar acum. Poate mai așteaptă și ei pe Bulldog ceva, niște farm, însă e sărac lipit pământul lui Bulldog. Are 3000 gold pe el totuși, dar ca și iteme nimica pe ursul stau shield, pe el niște boots și atâta. Nu știu ce vrea Bulldog aici cu 3000 gold, poate vrea să facă radianța în minutul 20 sau ceva, ar fi cam, da, bine, cam ciudat. E destul de greu pentru un erou ca Londroid să se adapteze așa din mers la o schimbare de strategie. Pentru Alchemist a fost destul de ușor și a luat acolo Shadow Blade. Are Fanic aici un haste și s-a dus după Bulldog și cred că va face un kill singur. Pur și simplu dă după el, se ferește de ursă, nu-i dea root și da, face kill singur Fanic pe Bulldog, e și dominating, mă rog, a avut noroc cu runa aceasta de hei și a dat și un force staff acolo să scape de stun. Cred că ar fi dat RP-ul S4 dacă era să facă kill pe Fanic. Și-au pierdut toate turnurile din afara bazei cei de la Alliance în minutul 15. Să pierdă chiar și turnul din bază la faza asta.
prins aici S4, a venit și un bash norocos, cred, că altceva nu avea ce să dea stun. Vine însă Black, dă un stun pe Dendy, dar vine Fanic, îl prinde pe Black și dacă va muri aici Black, are buyback, cred. Are buyback. Da, la ce bun, a fost în care Aegis are și așa, îi ține pe tot și cu scutul și cu heal-ul Abaddon. Într-adevăr, se vede forța de push a lui Na'Vi la fazele astea, trollul cu ultimata și Fanic foarte ușor poate să topească un wave de creepy. Papi cu creepy lui are un centaur. E foarte dau aici după urs cei de la Dota, cei de la Na'Vi, dacă a reușit să-l ia, ar fi un avantaj destul de mare. Mai împing și turnul, mai dau și după eroi. Ușor o să pice și turnul ăsta, nu prea văd cum ar putea să apere. Poate un RP ar fi soluția aici, dacă prinde S4 ceva frumos, dar n-are dagger pe el, da, n-are dagger, asta vreau să zic și eu. E foarte greu să poți să prinzi un RP mergând așa între ei și să nu îți iei foarte mare bătaie până apuci să apeși asta. Da, sau să fie băgat în pământ, sau aruncat în lateral de Batrider, se pot întâmpla foarte multe. Nu are nici dagger, nu are nici BKB. Aici e diferența de gol, de aici se vede. Dacă dăm și la un net dwarf, probabil primii sunt de la trollul și cu OD-ul, apoi vine alchemistul și următorii doi iară de la Na'Vi. Prins aici IGM de Fanic, chiar îl urăsc pe Yo-ul acesta, mereu îl bat primul. S-au pus aici pe Dendy echipa lui Alliance. Dă Dendy ultimata, a prins aici S4 un reverse polarity pe 3, însă n-a fost bun la nimic. A face un kill troll în partea cealaltă, așa. Nu a ratat încă, nu a pierdut încă Aegis-ul aici, Havost. Are scutul lui Abaddon pe el, se duce în continuare după Black, care însă inviz. Are gem pe el Fanic, deci nu mai e inviz acolo Black. Se duce aici după Admiral Bulldog, Dendy o să-i mai dea o bucată. A venit și Ache să moară, ca să-l scape pe Bulldog. Moare însă și Dendy. Am ratat aici un kill al lui Havost. A murit. Se cumpără imediat Black înapoi. Se duce după Fanic, încearcă acolo să-i dea stun-ul. Vine S4, le dă skewer să-i mai scoată de acolo, plecați din baza mea. Totuși, da. O să ia totuși baraca aici. O să ia baraca 18 la 2 și chiar nu știu ce RP-ul e pe cooldown. Doar Aki ce mai poate apăra aici cu niște illuminaturi îi mai scoate din bază, dar în afară de asta nu prea. Da, mă gândeam acum că Loda probabil cu muci în ceai, plângând și uitându-se la Rodota, desigur. Nu cred că e mulțumit de prestația echipei lui în meciul ăsta. Poate dacă ar fi jucat el, lucrurile s-ar fi întâmplat puțin diferit. Deși S4 e capitanul echipei, e drafterul, știm cu toții că Loda e un jucător experimentat, face adesea, nu știu dacă legea, dar adesea coordonează meciul din umbră, așa. Și poate, nu știu, deciziile ar fi fost altele, poate și picurile ar fi fost altele. Nu știu, mă gândesc, poate alchemistul ăsta a fost luat ca special pentru Black, am de faptul că e unul dintre eroi cu care joacă foarte bine, poate dacă ar fi fost luat, ar fi putut juca un alt carry. Eu știu, un Spectre, poate, care le-a mers destul de bine în ultimul timp. Nu spun că Black nu e un jucător bun de carry sau că nu poate juca mulți eroi, doar că, nu știu, poate pur și simplu Loda s-ar fi integrat mai bine în stilul de joc al echipei lui, cu care a câștigat internaționalul. Da, și bine, desigur, n-avem de unde bine să știm. Ei. E altă comunicare, e altă treabă, pur și simplu. Până atunci însă 18-2, asta e situația, Bulldog încă strânge acolo, și-a luat Sacred Relic, într-adevăr va merge spre o radianță. Prins aici ursul, nici nu dau după Bulldog, cei de la Na'Vi vor doar să-i bată ursul să mai scoată niște gold. Nu știu dacă are resummon în 12 secunde Bulldog, deci nu e chiar capă de țară, dar dacă mai moare odată nu va mai avea resummon. Da, aici Fanic Firefly va sări după IGM iară. Wisp-ul acesta chiar nu
nu a făcut nimic a jocul ăsta, mereu agățat de Batrider și târât înapoi, dus acolo la moarte. 19-2, Whispul e mort, încă mai au Illuminate-ul lui Ache să facă defense, dar în afară de asta nu... Și mă rog, acid spray-ul lui Black, dar nu-i văd aici făcând mare lucru. Se duce trollul aici sus, dă ultimata să ia și baraca asta. Nu au ce să facă cei de la Alliance aici, chiar nu au timp să ajungă. Da, e amuzant dacă te uiți pe tabela cu kills, death, assist, pe lângă faptul că evident toată lumea are score pozitiv de la Navi, 5-0 Batrider, 4-0 suportul Abaddon, 3-0 Enchantress, 3-0 troll, 4-2 Dendi. Asta vreau să zic că e interesant că cele două kill-uri ale Alliance au fost amândouă făcute pe Dendi. În rest, suporții o duc bine, no feed acolo, pe când S4, 0-6 pe Magnus, un meci destul de greu pentru el. Probabil arată și de ce Magnus a cam ieșit din grațiile capitanilor, nu prea a mai fost ales în ultimul timp, o fi un motiv și pentru asta. Da, și a fost foarte ciudat că au ales să-l aleagă, mă rog. L-au ales după ce au luat cei de la Navi OD-ul, deci nu știu de ce s-au încăpățânat să încerce să-l bată pe OD cu un erou care n-ar trebui să-l bată. Dar ar fi putut poate să-l trimită pe S4 pe offlane și pe Lone Druid pe mid. Poate ar fi avut mai mult sorți de izbândă în acest caz. Da, între timp e măcel peste tot. A făcut Papi un double kill cu Impetus și după Io și după Ache. A sărit acolo Fanic foarte bine iară cu Batrider-ul acela. V-am spus că îl joacă foarte bine, sare mereu cum trebuie cu ultimata. Se mută pe mid, să vedem dacă are Havost. Ultimata se pune aici pe ursul lui Bulldog. Îi dă și niște bucăți pe range, deci scapă la limită. Însă presează aici midul cei de la Navi. Nu mai au răbdare să aștepte. Sau mă rog, poate mai au puțină răbdare că văd că s-au dat așa ușor bă. Chiar n-au niciun motiv să le fie teamă acum. Cred că mai așteaptă ultimata lui Batrider. O are în vreo 15-16 secunde așa. Și mai fac un pick-off și după aia probabil o să intre peste ei în bază. Dendi aici cu armura lui Abaddon și cu dă și mecanism. Acum ia turnul. Iese Lod aici în inviza, a prins RP-ul pe 2S4, vine ultimata lui Kuro care scapă de stun, îl culeg imediat pe Magnus, îl culeg imediat pe Alchemist, își dă buyback S4 cu toate că nu mai are RP-ul, Bulldog pică și el acolo la niște impetusuri și GG în minutul 23. Wow, GG în minutul 23, Navi vs Alliance. Da, într-adevăr ne amintește de vechiul Navi de la primul internațional, chiar... GG-urile astea, minutul 24, mă rog, erau foarte comune pe vremea aia, erau obișnuite. Navi nu jucam niciodată un meci mai lung de 25 de minute, maxim minutul 30 îi prindea într-un joc. Da, au avut ceva de demonstrat și au demonstrat cei de la Navi până la urmă. Au demonstrat cu vârf și îndesat, 26-2 e cel mai mare score. Cred că s-a pierdut puțin la draft, totuși... meciu, eroi care nu mai sunt atât de, eu știu, prezenți în meta din motive întemeiate, aș spune Magnus, Alchemist, eroi care nu-și mai au loc în joc la momentul actual. Nu știu ce să zic, da, probabil nici Alliance nu sunt foarte mulțumiți de ei înșiși. O să urmeze acum Alliance cu Quantic. Poate da, să vedem o altă față. Chiar e de văzut dacă Alliance o să-și verse acum nervii pe băieții de la Quantic. Că nu cred că sunt foarte calmi după meciul ăsta. 26-2 nu e ușor de înghițit cu oricine ai juca. În special dacă ești campion la internațional, nu poți să accepti chestia asta așa ușor. Da, adevărat, și Quantic au câștigat ultimul meci, deci de ce n-ar face o figură frumoasă și în fața lui Alliance? De asta da, eu zic că e un meci de vedem dacă Loda e chiar atât de important sau nu. Între timp vă pun aici o pauză, vă pun niște muzică și revenim în vreo
5 minute, 10, 15, ar trebui în vreo 15 minute după cât e ceasul, dacă păstrează organizarea cei de la Star Ladder. În vreo 15 minute venim cu următorul meci, vă așteptăm aici să cânte muzica. Intr-un club e mult prea plin, fac un cocktail turbofin, merg și le înscriu și la OSIM, ca să înțelegi despre ce